Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, bun găsit tuturor, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar puteți urmări emisiunea Piața Victoriei în direct din studioul Europa FM. Ne mor în continuare oameni în spitale, din păcate, în ultimele 24 de ore, 2136 cazuri noi de COVID, 1700 pacienți la terapie intensivă, 200 decese. Avem oameni care mor din cauza coronavirus, alții arși, alții din cauza infecțiilor nozocomiale. Nu ne vaccinăm în număr suficient de mare pentru a termina odată cu pandemia și nu avem un guvern cu puteri depline. Însă negociază ai noștri politicieni. E posibil să avem un premier prin rotație. Nu știm sigur, poate Nicolae Ciucă, poate Marcel Ciolacu, poate din nou Florin Câțu. E blocaj acum în negocierile politice, nu știu, nu se înțeleg cine să fie premierul României. Și așteptăm medierea președintelui României, Klaus Iohannis, o întâlnire la Cotroceni, șeful statului, reprezentanții PNL, PSD, nu știm nici asta când se va întâmpla, dar poate săptămâna aceasta ne vom lămuri cine va conduce România, cum va arăta guvernul nostru cu puteri depline. Vorbim în această seară despre cum trăim această perioadă de criză politică și sanitară în România, cum trăiesc artiștii noștri, cum s-a schimbat domeniul muzical în pandemie și ce așteptări au ei de la cei care conduc România. Adrian Despot este alături de noi, solistul formației Vița de Vie. Te salut, Adrian, mulțumim tare mult pentru că ești cu noi. Bună seara, mulțumesc de invitație. E o perioadă ciudată, tulbure, nici nu știm cum să o mai numim, pentru că nu se mai termină. Pe lângă pandemie a venit și criza asta politică peste noi, negocieri peste negocieri. Nu știm cine se mai gândește la noi, la durerile noastre, la spaimele noastre, la oamenii din spitale, la oamenii care nu se vaccinează. Cum trăiești tu, Adrian Despot, și cum trăiește formația ta, trupa ta, această perioadă? Am înțeles. Trebuie să recunosc că intro-ul tău a fost destul de puternic. A fost bun, puternic, cu conotații pe alocuri dramatice. Situația, într-adevăr, așa este. Există însă un risc în partea cealaltă a microfonului, în partea cealaltă a difuzorului, să vezi doar această parte a lucrurilor. Dacă intrăm în bula asta a problemelor pe care le avem, Ne vor copleși. Și atunci mă gândeam, oare sunt eu cel mai în măsură invitat pe care l-ai putea avea la o astfel de emisiune? Și atunci m-am gândit că poate da, pentru că încerc să am o abordare foarte hipioată legată de situația actuală, știi, mai ales de cea politică. Este singura variantă pe care am găsit-o pentru a supraviețui mental. Pentru că altfel aș fi cu nervii la pământ și iar m-ar năpădi toate depresiile și ulcerele și toate prostiile. Și atunci încerc să fac puțină pauză de la tot zgomotul ăsta care se întâmplă în politică și încerc să-mi văd de ale mele, de familie, de copii, de trupă, așa cum putem. Copiii care sunt ba acasă, ba la școală, dar știi cum e atunci când ești părinte, când sunt acasă, simți că-ți stau pe cap, deși sunt destul de mare, adică 9 și clasa 9 și 11-a, da, dar și când sunt la școală, bă, parcă era mișto când erau și acasă. Știi că e mișto, ei sunt destul de mari și imediat vine perioada în care o să plece de acasă, da? La facultate o să plece de acasă și atunci o să ne uităm noi ca doi moși așa unul la altul și... Dar ce e cu liniștea asta? Nu, pentru că te va ajuta varianta aceea hipiotă de care îmi spuneai. Da, 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 încercăm. Și atunci, nu este o perioadă deloc bună, dar... Pentru a supraviețui, cred că trebuie să vedem în jurul nostru lucrurile care merită apreciate și pentru care merită trăit. Tot ce ai enumerat tu în descriere, alea sunt lucruri pentru care merită murit. Eu încerc să văd în viață lucrurile pentru care merită trăit. Ce te determină să nu te mai gândești cu îngrijorare la ce va urma? Este inutil. Este inutil pentru că depindem de cei care ne conduc. Iar cei care ne conduc, ăștia sunt. Atâta competență au. Nu au mai mult.
E normal, e cumva natural să vrei să fii condus de cineva mai înțelept și mai luminat. Țeapă. Ăștia sunt. Și atunci, noi suntem... Eu fac parte dintr-o industrie care este blocată în momentul de față, a fost blocată, este a treia oară când suntem blocați, fără niciun fel de compensații. Ce înseamnă compensații? Dreptul la muncă este garantat constituțional. În momentul în care dreptul la muncă ți este blocat sau refuzat, statul trebuie să vină cu niște compensații către tine. În cazul nostru nu s-a întâmplat. Horeca a beneficiat de tot felul de piloane. Organizatorii de evenimente au reușit să obțină din partea guvernului diverse facilități de bilete pe care nu erau obligați să le ramburseze celor care le plătiseră și așa mai departe. Noi, artiștii, nu am primit niciun fel de compensare din partea statului. Ok, e trist că s-a întâmplat așa. Dar pe de altă parte... N-am cum să mă supăr pe stat, pentru că în România nu există un statut al artistului. Noi nu existăm. Adică noi funcționăm, fiecare din noi funcționează ca o entitate. Majoritatea suntem entități comerciale, suntem SRL-uri sau persoane fizice autorizate. Dar sunt și mulți dintre noi care sunt mai artiști, să zic așa, și ei nu... prea știu, nici cu contabilitatea, nici cu TVA-ul, nici cu nimic, că ei sunt cu capul în nori și care funcționează pe drepturi de autor. Dacă statul s-ar fi hotărât să compenseze artiștii pentru perioada asta în care ei nu au voie să muncească, cum ar fi identificat artiștii? Cine e artist? Și eu am să mă refer la muzicieni. Știi că brusc s-ar fi umplut la ANAF sau unde, la guvern, cu ce? Că nu există legitimație de artist, nu există nimic din toate chestiile astea. Noi nici măcar pe vremuri, pe vremea Ceaușescu, erau atestatele alea, știi? Erau 1, 2, 3, în funcție de cât erai de... și în funcție de ce făceai peste an, cum îți updatai skill-urile și așa mai departe. Ei, nu există chestia asta. Și cred că este vina noastră, a artiștilor, pentru că tot timpul am fost ocupați, acum vorbesc la modul general, cred că am fost mai ocupați de partea mercantilă a lucrurilor decât de partea, nu știu, practică. Și tot timpul noi, artiștii, am mers așa la bara din față. Dacă peste două săptămâni erau 5 concerte, era ok. Chiar dacă peste o lună calendarul era gol. Lasă, tati, sunt acum 3 concerte, vedem după aia ce se întâmplă. Știi, condusul ăla la bara din față. E condus ăsta la bara din față, care ține de 30 de ani sau de când, acum lucrează împotriva noastră, pentru că noi nu avem un statut în baza căruia să cerem guvernului compensații. Sau dacă ar exista chestia asta, iar ar ieși cu scandal. Pentru că cine poate să dovedească că e artist? Cel care a avut în anii precedenți activitate pe o societate comercială și probabil că în baza profitului acelei societăți comerciale, statul ar putea să ofere compensație. Guess what? Cine s-ar bucura de acele compensații? Smiley, Delia și așa mai departe. Cei mai, cum să zic, printre cei mai norocoși din punct de vedere financiar artiști. Și lucrurile astea s-ar întoarce împotriva lor, deși n-ar trebui să se întoarcă împotriva lor, că într-adevăr sunt unii dintre cei mai muncitori. Și atunci suntem în aer, noi artiștii. Ne-am mâncat în fund să ne facem artiști, acum trebuie să stăm și să suportăm. Poate că se va schimba ceva acum că v-ați ciocnit de pandemie și nu. Ați văzut, nu? Nu o să se schimbe niciodată nimic. De ce? De ce îți imaginezi că o să se schimbe? Nu știu, mă întreb. Nu o să se schimbe nimic. Toată lumea așteaptă. Chiar și râdeam azi dimineață. Am primit o vizită la studio, un sunetist și un tehnician. Și vorbeam așa despre ce se întâmplă, ce mai fac ei, ce speranțe de viitor avem. Și ei spuneau, sperăm să se dea drumul în decembrie la concerte, măcar nu știu dacă e cu Târgul de Crăciun al lui Nicușor Dan, ar fi absurd ca doar el să aibă voie să facă Târgul de Crăciun și noi să nu cântăm. Și stăteam, mai ascultam, da, pe de-o parte rezonam, ar fi mișto ca în decembrie să se poată cânta. Pe de altă parte, am ajuns să trăim cu speranța că în decembrie se poate cânta? Adică este un gând atât de mic? Lasă decembrie!
Ce se întâmplă ianuarie, februarie, martie, aprilie? Activitatea noastră se desfășoară ianuarie, februarie, martie, aprilie și un pic de mai în cluburi, ceea ce este exclus pentru că cluburile sunt închise sau nu pot să funcționeze din punct de vedere comercial cu o capacitate de 30%. După care iunie, iulie, august și septembrie, 4 luni, 3 luni jumate, 4 luni, cântăm în aer liber. Ok, vara sperăm că o să se poată cânta. Vara asta s-a putut cânta în anumite condiții, dar s-a putut. După care din nou vine octombrie, noiembrie, decembrie, 3 luni, din nou cluburi. Probabil că nu o să se poată, că apare o altă variantă de coronavirus. Adică așa, proiecția viitorului este sumbră. Ce fac? Nu mă mai iau cu mâna de cap, că am căzut în capcana asta anul trecut. Anul trecut, fiind prima oară când ne năpădea o pandemie, eram cu toții la pământ, nu mai știam ce să facem, știi? Și când ai drobul ăsta de sare, care există, de fapt, acest drob de sare... Da, dar nu mai poți gândi limpede. Da, dar nu mai știi ce să... Nu mai știi pe unde este ascuns. Ce... Nu a fost bine. Nu a fost bine că am stat anul trecut atât de mult pe internet, pentru că inclusiv în lockdown și nu știam ce se întâmplă, aveam nevoie de comunicare, mă uitam în jur ce se întâmplă pe internet. Mi-a făcut rău internetul ăla. Televizorul nu-l deschidem în casă. Televizorul e o chestie care funcționează acolo din când în când, în weekend, când ne uităm la filme. Bune, cele mai mișto momente din viața noastră de familie, când suntem toți patru împreună și ne uităm la filme. Trebuie să prețuiești lucrurile astea mici și extrem de valoroase pentru tine. Spuneai înainte de a intra în direct că există această temere ca munca ta să nu se transforme cumva în muncă sezonieră. Da, e foarte posibil și e extrem de dureros, dar nu o să-mi rup acum cămașa și nu o să las lacrimile să păteze acest birou imaculat. Eu cânt cu vița de vie de 25 de ani. Înainte de vița de vie am făcut parte 3 ani de zile din școala vedetoare. Adică sunt în showbiz. Sunt în showbiz de 28 de ani. Fantoma ca munca. Și cum să zic, ăștia 28 de ani pentru mine n-au fost niște ani de relaxare. Au fost niște ani de pregătire. Eu tot timpul de acum 28 de ani m-am pregătit de la an la an să fiu din ce în ce mai bun, să cânt din ce în ce mai bine, să știu din ce în ce mai multe lucruri despre meseria mea, despre skillurile de chitarist, despre modul de a cânta, despre studio, despre microfoane, preamplificatoare, înregistrări, producție, compoziție, organizare de evenimente, tot. Și ce mă frustrează cel mai tare este că simt cumva al naibii exact cam acum, după vreo 28 de ani, mă simt într-o formă extraordinară. Sună urât. Sună deloc urât. Adică îmi place nivelul la care am ajuns și mă enervez de mor că fix când am ajuns la nivelul ăsta, pandemie. Oh, Jesus. Și pentru că noi am fost tot timpul o formație atipică. Noi tot timpul am căutat alte lucruri în muzică. Am căutat experimente, am cântat cu filarmonici, am făcut toate nebunile din lume. Și suntem mega pasionați de ce facem. La noi, scopul ăsta... mercantilitatea de care îi acuz eu pe mulți dintre colegii mei de breaslă, nouă ne-a lipsit cu desăvârșirea. Noi a fost cumva pasiunea asta nebună de muzică și dorința de a fi cât de bun se poate. E, îți dai seama din postura asta să mă gândesc eu, bă, industria noastră tinde să devină o industrie sezonieră. Adică o să cântăm și noi 3 luni pe an. 3 luni pe an cântăm, 9 luni stăm acasă că nu avem voie să cântăm. Da. E aproape imposibil, știi? Pentru că eu nu pot după 9 luni de stat acasă să mă urc pe scenă și să fiu acel Adrian Despot pe care oamenii l-au lăsat în 2020. Bună seara! Ce faceți? Nu pot! Pentru că nu sunt un actor. La mine totul e visceral, totul e natural, știi? Mă sui pe scenă cu bagajul ăla de 9 luni de stat în casă, știi? Mă rog. Probleme de breaslă. E ceva ce le-ai transmite, Adrian, celor care refuză vaccinarea? Pentru că, nu știu, cred în diverse teorii, conspirații. Sunt foarte furios pe ei pentru că îmi pun mie viața în pericol. Te întrebam asta pentru că spuneai mai devreme că ți-e ciudă, că ești în cea mai bună formă ta și iată, nu poți să cânți. Da. Și noi de ce încă suntem în pandemie și nu ne revenim? Răfuiala mea nu se duce neapărat cu cei care sunt nevaccinați. Răfuiala mea se duce cu legislatorii
și cu comunicatorii guvernului, care parcă lipsesc cu desăvârșire. Dacă USR-ul are ceva în comun cu guvernul actual sau ce formă de... Nu știm cum să-i spunem. Este această lipsă totală a cunoștințelor de comunicare. Știi? Adică eu pun rata vaccinării pe seama incompetenței guvernului de a comunica necesitatea vaccinării în sine. Ei nu au reușit să convingă poporul român să se vaccineze. Este failul lor, al celor care ne conduc. Au încercat în diverse forme, cu diverse campanii, total nestrălucite, dar nu au reușit. Vina este a lor. Toate bâlbele, știi? Avem nevoie de cineva foarte ferm și, din păcate, îl avem, dar nu este ferm deloc. Nu știu ce face. Te referi la președinte. Da. Vezi, eu ce apreciez la generația tânără, apreciez cumva tupeul și asumarea propriei identități. De fiecare dată când se rostește cuvântul președinte, pentru că sunt un copil al anilor 90 crescut în perioada Ceaușescu, îmi vine să-mi las puțin ochii în pământ, așa, știi? Adică, președinte, opa, stai că... Să stau mai liniștit. Da, nu, adică e cumva așa, e gen regele... Teamă de autoritate sau rușine? Da, nu știu, nu vă dăm asta la studio. Da, ne-am născut cu teamă de autoritate. Noi ne-am născut cu teamă de autoritate și cred că asta este noi ăștia născuți în perioada aia. Eu sunt născut în 76, știi? Teama asta de autoritate este foarte posibil să fie folosită, știi, de guvernanți în favoarea lor. Pentru că este suficient să apară în impozanța lor și în costumele lor prea strâmte de fiecare dată ca să intimideze poporul. Și nu reușesc, cel puțin în cazul ăsta al vaccinării, nu reușesc niciodată să transmită mesajul util. Corect. Da. Ce crezi că ar putea face președintele să facă și nu o face? Nu știu. Să comunice mai bine, să medieze mai bine, să ne ajute mai bine să trecem peste perioada asta. Am aflat cu întristare că următoarele alegeri pentru președinte sunt în cât? 2024, ceva de genul ăsta. Asta e. Ce putem noi să facem? De aici, din pipera, din spatele acestor microfoane. Nu avem ce să facem. Se vorbește foarte mult în ultima perioadă despre plecarea din țară. Sunt specialiști care spun, domnule, o să plece românii pe capete la anul, dacă nu se schimbă ceva. Pentru că sunt țări care vor trece de pandemie, se vor reorganiza, vor reveni la viața pe care o aveau cât de cât înainte de pandemie. Te-ai gândit vreodată să pleci? O, de foarte multe ori. Dar nu am avut acea extra doză de curaj ca să fac pasul ăsta și cred că plecarea din țară, cred că noi ca popor suntem un popor extrem de permisiv și permitem și am permis de-a lungul istoriei să ni se întâmple foarte multe lucruri fără să reacționăm, știi? Chestia asta transcede inclusiv în literatură. Ardelenii oropsiți care, lasă mamă, noi întoarcem și celălalt obraz și facem toate chestiile astea, mai mult sau mai puțin biblice. Cei care au plecat din țară sunt cei al căror pahar s-a umplut. Poate că aveau niște pahare mai mici. Constat că paharul meu e destul de mare. Paharul meu e destul de mare și de fiecare dată când se umple și dă pe afară,
că mi s-a întâmplat și mie, dacă ai tot pomenit de colectiv, de exemplu. Da. Da, ăla este un gen de moment în care paharul se umple și realizezi că, de fapt, în țară nimeni de deasupra ta, nimeni din cei care ar trebui să aibă grijă de tine, de asigurările tale sociale, de sistemul medical, sistemul de învățământ, protecția ta ca, nu știu, ca și cetățean și așa mai departe, nu e nimeni acolo care să aibă grijă de tine. Și chestia asta cumva te transformă într-un... transformă într-un individ singular care, care cumva conștientizează faptul că singura entitate care are grijă de el este propriul sine. Și atunci cumva noi românii am învățat chestia asta, cred că ne-a ajuns deja în ADN. Știi cum? Fiecare are grijă de el. Riscul, în momentul în care fiecare are grijă de el, este să uităm de cea mai frumoasă parte povestită în cărți despre români, știi? În empatie și în ospitalitatea noastră, în pâinea noastră cu sare. A naibii de pâine cu sare, știi? Uităm unul de celălalt și ajungem să ne concentrăm așa doar fiecare pe el și pe propria lui bulă și atât. Asta este trist. Probabil că din cauza asta suntem și atât de diseminați. Spuneai pentru Pro TV într-un interviu, după procesul colectiv am realizat că totul este putred în țara asta. Da. Ți-ai schimba în vreun fel declarația asta? Și în Danemarca. Nu, nu. Totul este putred, funcționează așa, e o butaforie frumoasă, trebuie să recunoști, e o butaforie frumoasă, cel puțin în București avem blocuri frumoase și înalte, avem luminițe, avem panouri publicitare, arată frumos. Dar este o butaforie. Fiecare din noi, așa cum spuneam, încearcă să-și construiască o bulă, o viață lui perfectă. Și mulți dintre noi reușesc. Și nu mă refer aici la standarde materiale, ci pur și simplu la acest hai să-l numesc joie de vivre, mica fericire din jurul nostru. Problema este când în bula asta apar evidențele din spatele butaforiei. Atunci e... Dar lucrurile astea nu o să se schimbe. Să trăiești în România e o chestie de noroc. Poți să ai noroc să nu pățăști. Ceva. Da, și dacă pățăști, atunci... Ai pus-o. Da. Copiii tăi vor să plece, Adrian? I-ai încuraja să plece? Măi, i-am biasat de mici că ar fi foarte mișto să facă facultățile în străinătate. În momentul de față suntem în procesul de alegere a unei facultăți. În sensul, te-ai hotărât ce vrei să faci în viață? Azi că plângi tu după ce pleacă. Da, da, da. Și căutăm niște variante cât mai accesibile, dar da, cred că le-ar prinde foarte bine să ia contact cu o civilizație. Continuăm discuția noastră, Adrian, și vreau să-i luăm alături de noi și pe ascultătorii Europa FM. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Adrian Despot este în studioul Europa FM, solistul formației Vița de Vie. Vasile ni se alătură. Te salutăm, Vasile! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Mă bucur tare mult că am reușit să intru cu dumneavoastră. Aș avea pentru început o întrebare și aș aștepta un răspuns, nu știu, poate ați putea să mă ajutați, ați am sunat și la DSP Timiș și la Ministerul Sănătății, mi-a răspuns cineva de acolo, cu privire, de exemplu, dacă ai trecut prin boală, da, și ți-au trecut acele 6 luni de certificat verde. Te duci la medicul de familie, domnule, vreau să fac, înainte să fac vaccinul, îmi fac anticorpi și încă am 3.000 și ceva de anticorpi. Îmi spune în felul următor, nu ai voie să faci vaccin sau nu-i recomandat. Cine v-a spus? Medicul de familie? Sigur că da.
Și-am mai întrebat un canal medic și zice, domnule, dacă ai anticorpi, nu-i recomandat să faci vaccinul. Așteaptă o perioadă, eu știu, încă o lună, încă două, să scadă numărul de anticorpi. Uh-huh. Acum, în situația în care serviciul de care, na, pe care mi-l practic, mă lovesc de magazinele mari, de construcții și așa mai departe. Ei, eu nu pot să intru în magazinul respectiv dacă n-am certificatul verde. Da. Doamna de la Ministerul Sănătății, eu zic simplu, domnule, nu există lege cu privire la lucrul acesta. De-aia am zis, doamnă dragă, eu am trei cunoștințe personale, am trei cunoștințe care aceeași le-au expirat certificatul și încă nu pot, care au trecut prin boală. La nivel național sunt foarte multe. Medicul de familie a zis, domnule, am o grămadă de pacienți care aceeași problemă se lovește. Întrebarea mea este, pentru oamenii ăștia, ce se poate face? Știi ce facem, Vasile, și îți propun următorul lucru, pentru că voi lua legătura cu colegii mei de la știri? Rămâi cu noi. Îți mulțumim pentru aceste informații, le dau mai departe și cu siguranță vom primi și răspunsurile. Mulțumim foarte mult, Vasile. Ni se alătură Cătălin acum. Te salutăm, Cătălin. Bună seara. Bună seara. Foarte interesant subiectul dumneavoastră din această seară. L-am auzit pe domnul Adrian Despot spunând că are o problemă cu cei care nu se vaccinează, că îi pun viața în pericol. Am mai auzit mai multe persoane care susțin acest lucru și aș vrea dacă poate domnul Adrian să argumenteze cu ce îi se pune viața în pericol de către persoanele nevaccinate. Ok, uite, o să-ți răspund foarte scurt, încerc. Știu personal un caz, om 35 de ani, nu-l cunosc, dar știu povestea, nevaccinat, însă cu certificat de vaccinare fals. Vaccinat la chiuvetă sau vaccinat la canal, cum se spune. Se pare foarte interesant că suntem în 2021 și sunt oameni care dau șpagă medicilor pentru a fi fals vaccinați, atât timp cât vaccinul este gratuit. Da, mă rog, asta e o altă poveste. Ei, îi se face rău, ia COVID, stă acasă, îi se face atât de rău încât sună la salvare, sună la salvare, îl ia salvare, îl internează la spital, îl întreabă la intrare, ești vaccinat? Da, sunt vaccinat, ăsta e certificatul meu. Ok. Trei zile este ținut pe tratament pentru vaccinați. Am înțeles că se dă un tratament pentru cei vaccinați, alt tratament cu alte medicamente pentru cei nevaccinați. După trei zile îi se face mult mai rău, este intubat, înainte să fie intubat, el le recunoaște. Îmi cer scuze, trebuie să recunosc, eu nu sunt vaccinat, certificatul ăla este fals, nu știu ce. Ok. Medicii îl iau, îl țin șapte zile la terapie intensivă, intubat. Anyway, reușește să scape, se face bine și pleacă din spital. După două zile, în schimb, îi bate poliția la ușă. Și foarte bine face. Și încep să intre pe filiera asta. De ce viața mea este pusă în pericol? Pentru că eu, dacă Doamne ferește, așa cum sunt vaccinat, trebuie să ajung la terapie intensivă. Eu nu am locuri la terapie intensivă din cauza că un nevaccinat minte că este vaccinat. Statul plătește bani pe acele tratamente. Ok, tu nu dai bani pe ele, dar ele costă. Noi toți plătim acele tratamente cu care sunt tratați acești oameni fals vaccinați. Din cauza asta spun că viața mea este pusă în pericol. Mulțumim tare mult, Cătălin, pentru întrebarea ta. Ni se alătură și Alexandru. Te salutăm, Alexandru. Bună seara. Am și eu o mică idee de transmis. În primul rând, îmbrățișez întru totul ce a spus el până acum și vreau să spun că impresia mea e clară că această pandemie, un lucru, în schimb, a făcut, ne-a luat voalul ăla de peste ochi și a scos la lumină prostia umană, uriașă, de lângă noi. Culmea, de la semeni apropiați, de la care nu ne-am fi așteptat că pot fi atât de tembeli, hai să nu zic proști, și să nege multe evidențe și eu mă mir deseori, chiar printre cunoștințele mele, cât pot fi de îngrămădiți mulți. Credeam, știți, noi aveam deseori așa discuții politice în care mai puteai să remarci asta, dar acum
prea puțină lume face politică, se pasionată de politică, nu aveam ocazia să observ. Dar acum cu acest COVID și pandemie, îmi dau seama cât sunt de îngrămădiți mulți care refuză să se vaccineze. În continuare susțin oameni tineri, nu mă refer la oameni vârstnici, nu mai vorbesc că când vezi multe vedete care nu se vaccinează și se încăpățânează și își pun viața în pericol. Dar, deci, e groaznic, iar ce mă întristează cel mai mult, că proști sunt peste tot pe lume, nu numai în România, deci și în Germania, și în Austria. Doar că acolo serviciile de informație au avut grijă ca să nu le dea prea mult apă la moare sau să nu le oferă scenă prea mult timp la oportuniști politruci care au profitat de naivitatea oamenilor. Este inacceptabil ca în România partide ca AUR, ca cu lideri ca George Simion și Șoșoacă și alții să pur și simplu oamenii ăștia, din punctul meu de vedere, au mâinile pline de sânge, fiindcă au profitat de naivitatea oamenilor. Mulțumim deci, foarte mult, spun, Alexandru. Eu am simpatizat la început unele ideale lor, da. Mă îngrozesc acum. Mulțumim tare mult pentru că ai fost alături de noi. Încercăm să tragem concluziile acestei serii, Adrian. Mă întreb dacă în spatele nevaccinării e cumva o frică teribilă de moarte. Nu văd cum. Nu? Mai degrabă în spatele vaccinării ar trebui să fie. Asta spune, ne vaccinează, ne bagă chipuri, ne bunim, nu mai facem copii sau o să murim peste câțiva ani, o să vedeți voi. Cred că sunt chestia asta vine cu teritoriu, știi? Ne-am dorit atât de mult democrație, am reușit să o câștigăm sau să o primim într-o formă sau alta. Poate că nu era, adică cu siguranță nu eram pregătiți pentru democrație. Și nu suntem pregătiți pentru democrație cu tot ce înseamnă ea. Cred că democrația este în continuare unul dintre cele mai bune sisteme, dar ea funcționează atunci când este aplicată pe un popor educat. Iar din păcate noi suntem în offside la capitolul educație. Vrem să știm la ce mai lucrați, cum vă mai putem vedea, ce planuri aveți. Am făcut... Gata, acum vorbim de lucruri frumoase. Să știi că cumva îl urăsc așa puțin pe La Fontaine, care a scris fabula aia cu grele și furnica, pentru că involuntar... Atunci când te gândești la un artist din poziția de persoană fizică, de civil, artistul e greierele, nu? E la care stă tot timpul, cântă, nu face nimic și așa. Și bineînțeles că eu sunt furnica, omul care se trezește de dimineață și muncește. Ăla ce face? Nu face nimic. Dar nu... Chiar dacă ar fi așa, și furnica aia ar fi foarte nefericită fără greierele ăla, știi? Și... avem cu toții nevoie de artă. Avem nevoie de orice fel de formă de artă, pentru că ea reușește la finalul zilei sau în timpul zilei să aline puțin din toată această grozăvie care se întâmplă în jurul nostru. Ca să mă întorc la Vița de Vie, suntem în studio, am făcut un proiect foarte frumos împreună cu Filarmonica din Brașov, care sper să apară în câteva zile, nu știu, 10, poate 2 săptămâni. Este ceva absolut superb. La anul am planificat prin ianuarie să colaborăm cu un prieten foarte bun al nostru și o să facem un album din asta foarte cinematic și cu drone și cu niște nebunii. Ne jucăm de muzică, ne vedem de pasiunea noastră, cumva și așteptăm noi așa ca toți ceilalți colegi de breaslă și din industrie, așteptăm luna mai când sperăm noi lucrurile să fie mult mai senine. Mai vii pe la noi, te mai așteptăm. Cu mare drag. Mulțumim foarte mult, Adrian. Mulțumesc și eu de invitație. Adrian Despot, solistul formației Vița de Vie în studioul Europa FM. Rămâneți aici, urmează știrile. Numai bine! Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.